Sunt în satul Țânțăreni, raionul Telenești și ajuns și eu la o vârstă de acum înaintată cu părul sur, aflu în fiecare zi că am tot neamuri și tot neamuri și noi ne recunoaștem de neamuri numai când se întâmplă ceva, că de cele mai multe ori noi nu mai știem care și cu cine este înrodit, care și de la cine va zică cu mătrii, care cu scri, cum nați și așa mai departe. Uite, așa dintr-o întâmplare fericită, aflu că am o rudă foarte apropiată și azi am făcut o deplasare așa de peste 100 de kilometri. Eu când am ajuns în Țânțăreni și am aflat de existența matale, fiul Grigori mi-a spus că noi suntem rudii de fapt și de pe mamă și de pe Da. tată. Și De-am el... eu de pe tata și de pe mama, dar de-am copiii ei nu i-a spus. Apoi da. Și eu de fiecare dată Grigori îmi spunea mie că, zic, că jumătate de sat Țânțăreni este rudă cu mine, că dacă nu e de pe tată, e de pe mamă, adică dacă nu e de Da. pe bunielă, e de pe bunică și tot Da, una, da. tot una suntem rude. Dar m-a făcut pe mine să fac calea asta de lungă, că am auzit că matar la vârsta pe care o ai, 86 pe 86. da, din 1938 născut, Da. adică am înțeles că știi poezii, cunoști poezii, le-ai învățat la școală, ori le-ai învățat de la... E, să-ți spun vă câteva, dar eu să-ți spun deodată, tinerel m-am însurat, tinerică ne-am luat, tinerică din al sat, stricățâcă de vărsat. Când bea apă clemfăiește, când mănâncă mă suchește. Tinerel m-am însurat, tinerică ne-a luat, tinerică din al sat. M-am însurat cu propeua gardului, cu urâta satului. Da, socrul mi-ai dă 50 de oi și o pereche de boi că să nu-i duc nereasa înapoi. Tinerel m-am însurat, tinerică ne-am luat, tinerică din al sat, stricățâcă de vărsat. O trimăt să mulgă vaca, e să duce mulge apa. O trimăt să, după boș, e vine cu ochii scoși. Tinerel m-am însurat, tinerică ne-am luat, tinerică din al sat, stricățâcă de vărsat. O trimăt la fântână, e șede o săptămână. O trimit după boș, e vine cu ochii scoși. Tinerel m-am însurat, tinerică ne-am luat, tinerică din al sat, stricățâcă din vărsat. Tinerii de aici care sunt soara, nu? Da. S-au luat tinerii doi hulubari din dragoste și nu a ieșit cu luna și îmi luat din sat în sat. Poți găsați că ne naște cu unii. Se întâlnește cu popa, cu părintele, ia ca părinte, ia ca e așa, e așa. O zic că, băi, eu v-aș cununa eu, dar dați-vă după legea vechii. Dar cum, părinte, după legea vechii? Vezi că până înainte Flăcău avea o pereche de șibote de crom și o șubă până în pământ și o cușmă în brumărie, vălurele ca la coada măței mele. Da, muși! Tineretul cu barbă și cu mustețe și cu o cămeșă de bumbac rupt în schinare și după cap. O scapă, asta-i, băi, asta-i tinerețe, asta și bătaie de joc. Trecem la coana nireasă, coana nireasă, înaltă, bălaie și frumoasă, cu sprâncenele smulte și cu unghiile boite și cu genunchiile rupte. Apoasa-i tinerețe, băi, băieți, asta-i bătaie de joc, băi. De bătaie de joc toată lumea. Înțelegi? Câte sărășii și câte nevoie am îndurat,
Dar nu m-am apucat de furat, de spus minciuni, de părât pe nimeni. Nu m-am apucat de fumat, de băut, de ușit pe nimeni. Și trăiesc până în ziua de azi, am 85 pe 86 de ani. Da, ați lucrat, ați construit casa, am înțeles. Am construit casă, 20 ceva de casă, beși, sobi, aia ca asta e de mine clădit, primul. Și trăiesc până în ziua de azi, am 86 de ani, Marc, și e ca așa. Da, noi am intrat în casă că e mai răcoare, dar la vârsta asta văd când o gradă bicicletă. S-a spus că bicicletă, eu merg pe bicicletă, că ia că s-o disânflat anul ea. Aha. Da, aici stai ea. Dar nu s-o disânflat o leacă. Și... Și am să-ți spun o colindă. Ia, nu vă rog. Nu, o hăitură. Aha. Badea Vasilii s-a sculat într-o sfânta joi și se gâde că avea lan de semănat și lan de arat și de semănat și se gânde cum să-l seamne și cum să-l are. S-a dus la târg la Soroca și a cumpărat 12 boi bourei la coarne cu dălghei care făceau mii și sute de lei. Și s-a dus la dealul înalt, la mărul rotat, unde era mai bine și mai moale de arat. Și o arat, o semănat, și griul când mă semăna, îl blăstăma, griule, griule, să te faci n-am ca casa, des ca mătasa, des ca păretele, să ascundă plăcăii și fetele. Să te faci griu arnăut, care să dai 7-8 ani la hectare mai mult. La luna, la săptămâna, s-a adus aminte Badea Vasile că are un lat de grâu semănat. Au luat un cal mititel ca porcul, iute ca focul, și pe calul a încălicat și la lan au alergat. De călare s-a plecat și un muiac de spici în mână a luat. Și s-au dus acasă la nevastă și a spus, băi, fumeie mei nevastă, grâul nostru e de coasă. Ce să facem, Bade Vasile? Ce să facem? Grâul nostru, dacă a dat un vânt, grâul nostru e la pământ. Dacă a dat Dumnezeu o ploaie, grâul nostru se moaie. S-au dus la târg la Soroca și a cumpărat 12 kg de fier și 12 de oțel. S-au dus în vale la Gavril să gană o de bate ghile cu șocanul, s-ar scânteile, s-a prins bordeile, și-a făcut 12 sășirile, mai ajerile de 12 mai zâmsoase pentru niște babe mai coțoase. Și le-au pus din capătul pământului, din jelița vântului, vântul când a burea, elitete sășera. Și-au făcut, Bădea Vasile, două cară în povară și s-au dus la moară, când au văzut moara, morariu. Mai morare, mai morare, fătuțămațul cu iteare. Până joi dimineața și fărinuța ca gheața, că dacă nu ași fărinuța ca gheața, apa te-a luat și chetrii te-ar forma. Bădeva, morariu când a văzut s-a spăimătat și o boc de mora la loc, când s-a dus joi dimineața, fărinuța ca gheața. Au luat fărinuța și s-au dus acasă și au făcut baba Ileana un colac mare, minunat, ca pe rota murii măsurat, cu zahăr zăhăruit, cu nierii dulșit, ca pentru plugare și ei de afară gătit. Rupi în două, dă și nouă, rupi în trei, dă și luba de adrii, rupi în șii și dă și la acel cu ochii. Va mai ura, va mai ura, dar eu știu că voi dragă a ascultat, dar noi suntem de școli, suntem de la ghetoc, de unde gheață apa în toc și gălușile la foc și laptele în doliț și măriga în poliță. Câți cărbuni în vatră, țanir la fată, câte pere pe cocoș, atâția copchii burduhoși, scroafe cu pușei, vași cu ziței, ridicați glas lăcăi. Hei, hei, la
bun sat. Ce frumos, ce frumos. Dar noi am pornit-o cu poeziile, cu, iată, cu orătura. Ați vorbit despre tineri care își căutau nașa acolo. Din câte am înțeles că asta a fost și motivul că eu azi am făcut deplasarea asta, cunoști conocăria la nunț când se rostea... Conocăria, eu știu câteva cuvinte, nu știu eu. Știi? O câteva cuvinte, când vin cu coadele druște la nuntă pentru două, trei gălușe și vor de șelul de pe loc, să află cât colo și nu se află loc. Și cu cușma vălurele ca la coada măței mele. Asta e foarte frumos, pentru că astea sunt niște versuri născute. Și vin cu coanele druște șat și le cură mușii pentru două, trei gălușe, dar vor de șelul de pe loc, nu se află loc, sare cât colo și cu cușma vălurele ca la coada măței mele. Foarte frumos. Și lucrurile astea se spuneau la nunță. Da, da, da. Da, mă bătrânit, am uitat. Ei, de-am ajunge noi, avem memoria pe care mi-a spus acum de poeziile astea sau urătura. Dar eu mă uit urăturile astea, eu le ascult pe televizor. Sunt și frumoase. Dar urătura asta nu am auzit-o eu, care o știu eu. Ca aici e interesat, știi, că o cumpărat 12 kg de fier și 12 de oțel. S-a dus în vale la Gavril Țăgană, unde bate ghele cu șocanul, s-a scânteile, s-a prit bordeile, țăganii s-a prit cheile. Și-au făcut 12 șirele majerele, dar 12 mai zânțoase pentru niște babe mai colțoase. Și le-au pus din jelița vântului, din capătul pământului, vântul când bătea ele, tăți să-și era. Iată, eu sunt în spatele camerei, nu o să apar în cadru, că nu sunt eu protagonistul principal al filmărilor. Două elemente care m-au marcat. Eu m-am lăudat că am fost cam zăpășitat și nu mi-am pus cureaua și mă primenește cu o curea și îmi zici care e, să alerg. La care, cu care mă bat cu aceea pe aceea o iau. Da. Ei bine, că n-am ajuns noi lângă la așa ceva. Uite, noi când am intrat aici să ne așezăm aici de vorbă, mătușa Feodora a insistat și a adus și a pus alătărea pălăria. Adică pălăria este un semn de plăcău chipiș, însurat, care așteaptă însurătoarea, sau când începea tinerii să poartă pălării când erau pe vremuri? Eu, după ce m-am însurat, eu pălărie am purtat. Iaca. Că pălăria, una ține umbră, a doilea și face om. Ian, cum? Puneți-o? Știi de ce am încercat, am insistat să vorbim despre pălărie? Te faci om. Eu venisem din armată și era toamnă și... Și eu dat în capul taicul meu, mi-a dăruit o pălărie. Și eu am fost, cred că, unicul flăcău care purtam pălărie. Și nu l-am întrebat niciodată, dar nici nu îndrăznesc, nu port, că el se mândrea cu faptul că eu port pălărie. Pălăria e și mai întâi, pălărie e pălărie. Nu șleapcă, am o tineretul ăsta cumpără o șleapcă și o poartă 3 zile și o azvârle și cumpără alta.
La pălărie era semn Dar de... eu am pălării rele, dar am avut pălării din Germania, niște pălării am avut, dar s-au trecut. Dar mai am și în casă, mame, am.